Povestea celui mai feroce cap mafio din istorie, Porecli și Fiara, din cauza răutății sale. Cosa Nostra siciliană și-a schimbat strategia, nu mai duce scandaluri sângeroase, nu mai folosește plutoanele morții care au ținut sub teroare regiunea timp de 4 decenii. În loc să lupte contra guvernului, se infiltrează. Pe măsură ce investește bani în economia legitimă, mafia își deschide cale din ce în ce mai adânc în societate. Fiul lui Salvatore, Totorina, avea 17 ani când tatăl său i-a ordonat să termine un om de afaceri răpit. O faptă care avea să marcheze intrarea oficială a bărbatului în Cosa Nostra. Poreclit Fiara, din cauza cruzimii sale, Rina, a fost un om fără regrete, care nu doar cășa, termina rivalii, ucigași ca și el, la o scară fără precedent în anii 80 și 90. Dar a urmărit și lovit procurori, judecători și jurnaliști, tot ce-i stătea în cale. În cele din urmă, Rina a fost învins de cancer și de moarte. The Boss of Bosses, capul mafiei siciliene, a murit pe 17 noiembrie 2017. A primit multiple condamnări la închisoare pe viață pentru 150 de fapte extraordinar de grave, deși experții cred că victimele Fiarei sunt mult mai multe. Cea mai faimoasă victimă este judecătorul antimafie Giovanni Falcone, ucis în 1992 la comanda lui Rina de o jucărie montată sub mașină. Există și un film artistic despre Falcone, în rolul căruia joacă Michele Placido, actorul care a jucat în rolul comisarului Corrado Catani, și el un luptător contra mafiei, terminat în cele din urmă. Dispariția lui Falcone și a colegului acestuia, Paolo Borsellino, a dezlănțuit o ofensivă fără precedent contra mafiei, care a rezultat în condamnări cumulate la 2665 de ani de închisoare pentru sute de cap mafioți. Gruparea siciliană este mai slabă acum, fiind lăsată în dezordine de Rina, care a încercat fără succes să conducă din celulă și din închisoare din Parma. Sindicatul există și încă influențează viața socială și economică a oamenilor în unele părți ale Siciliei, însă nu mai este decât o umbră a ceea ce a fost odată. Este lovită neîncetat de poliția și procurorii italieni și incapabilă să-și recâștige dominația în comerțul ilegal, după cum scrie The Guardian. În orașul în care Rina s-a născut, Corleone, imortalizat ca o fortăreață a mafiei de cartea The Good Father și trilogia cinematografică cu același titlu, reacțiile la moartea capului mafiot sunt amestecate. În timp ce tinerii au văzut moartea ca pe o șansă ca orașul să scape de reputația de baron al corupției, vârstnicii l-au amintit pe Rina cu dragoste, descriindu-l pe șeful mafiei ca fiind un gentleman. Când Rina era prin preajmă, toată lumea avea un loc de muncă aici, în Corleone, spune Paolo, în vârstă de 77 de ani. Acești oameni ne-au oferit locuri de muncă, îl cunoaștem. L-am cunoscut foarte bine, este o zi ca toate celelalte, dar nu una în care să sărbătorești. Sub Rina, Sicilia a devenit un centru al comerțului cu ilegalități destinată pieței americane după războiul din Vietnam. Iar Rina a făcut o fixație pentru narcodolarii care ajungeau la rivalii din Palermo. A creat alianțe noi și a orchestrat o răsturnare de putere folosindu-se de plutoanele morții pe care le comanda. Și a terminat toți rivalii. Chiar i-a terminat pe toți, sute de mafioți, a efectuat la propriu o epurare etnică în Palermo, apreciază John Dickey, expert în istoria mafiei. Sicilia a stat sub teroarea interlopilor lui Rina, timp de aproape 4 decenii, a devenit un loc aparte în Italia. Această regiune, unde lămâi înfloresc de 4 ori pe an, este binecuvântată cu abundență, cu soare, cu locuri de patrimoniu cultural mondial, cu temple grecești, artă arabă, plaje nisipoase și cu stele Michelin. Sicilia este o bucată din paradis, dar una total neguvernabilă. Mai mulți jurnaliști de la o revistă germană
s-au dus acolo să vadă de ce. Statisticile sunt îngrijorătoare. Mai mult de una din 5 persoane active este șomeră și aproape jumătate din locuitorii insulei sunt fie săraci, fie amenințați de sărăcie. Sicilia a rămas țara mafiei și nimeni nu este mai conștient de acest lucru decât Nino Di Matteo. Procurorul de 56 de ani este cel mai amenințat om din Italia, deoarece Cosa Nostra vrea să-l vadă terminat. Di Matteo are protecție tot timpul de 23 de ani. 42 de ofițeri care lucrează în schimburi îi asigură securitatea în Palermo. Ofițerii îl urmează pe Di Matteo oriunde se duce acesta. Are bodyguard și la Roma, unde a fost transferat în această vară, dar își petrece weekendurile în Sicilia. Și mai important, el a rămas procuror într-un proces din Sicilia care ar trebui să clarifice măsura în care guvernul a protejat membrii ai mafiei în anul 1990 pentru a opri vărsarea de sânge din acea perioadă. Acestui caz i s-a dedicat în mod special. Aș vrea atât de mult să mă pot plimba singur, spune procurorul. Acesta trăiește ca un infractor pe capul căruia i s-a pus recompensă. Cosa Nostra siciliană și-a schimbat strategia. În loc să lupte contra guvernului, se infiltrează. Pe măsură ce investește bani în economia legitimă, mafia își deschide cale din ce în ce mai adânc în societate. Gruparea își are rădăcinile aici, în sud, dar își mănâncă prada în nord, spune Leo Loca Orlando. Omul masiv, un avocat care este acum primar al orașului Palermo, se afla în anii 1980 în aceeași poziție în care este acum Di Matteo. În partea de sus a listei cu ținte a Cosa Nostra au trecut 32 de ani de când a fost ales prima dată primar al orașului, dar Orlando se luptă încă pentru un alt fel de Palermo, pentru transparență, pentru spirit public și rezistență la infracțiuni. Avem un banner atașat la primărie, pe care și astăzi se poate citi: Palermo îl sprijină pe Di Matteo. Este o mișcare curajoasă într-un oraș în care cine nu vorbește își îmbunătățește șansele de supraviețuire. Consider că mafia este o problemă majoră a Italiei, chiar și fără cadavre, spune procurorul Di Matteo. Extinderea metodelor și a banilor lor în economia legală ne-a afectat democrația. Procurorul poate vedea acest lucru chiar în fața casei sale, la fel de puternic protejată ca o ambasadă străină în orașe devastate, chiar în centrul orașului Palermo. Cartierul lui Di Matteo aparține teritoriului unei familii periculoase care își anunță fără menajamente dreptul de a încasa taxa de protecție de la proprietarii de afaceri cu următorul mesaj: dacă vă convine, în timpul Paștelui sau Crăciunului, voi trimite pe cineva să vă viziteze și după posibilități îi puteți face un mic cadou. Salvatore Totorina, 16 noiembrie 1930, Corleone, Italia, 17 noiembrie 2017, Parma, Italia. A fost un membru al mafiei siciliene care a devenit cel mai puternic membru al organizației la începutul anilor 1980. Partenerii săi l-au poreclit la Belva Bestia datorită naturii sale violente. Salvatore Totorina a participat activ la terminarea magistratului Giovanni Falcone și a soției acestuia, magistrat și ea, Francesca Morvillo, în capaci pe o autostradă în care lega aeroportul internațional Palermo de orașul Palermo la data de 23 mai 1992. Salvatore Rina a dorit prin această faptă să răzbune arestarea de către magistratul Falcone a 474 de mafioți, dintre care 390 au fost și condamnați pentru multiple fapte și distrugeri la data de 16 noiembrie 1987. Odată cu această condamnare masivă a majorității membrilor mafiei, putem afirma că balanța luptei contra ilegalităților din Italia s-a înclinat irreversibil în favoarea legii și a ordinii.
Dacă ți-a plăcut videoclipul meu, nu uita să lași un like și să te abonezi la canalul meu.